În bloc și ala locuiesc în și procurori. În blocul și ala locuiesc 3 procurori. Soția, și sănătos, ai soția, pile, vecinii sunt da, da. Cu grade. Soția, bărbatul și ficiorul. Te-ați 3 procurori, o familie. Și, da. Vâleu. Și au 3 mașini. Tot e bun. Și dacă vine unul străin și pune mașina, înseamnă că el îi amendează. Dar și e rezervat locul celălalt și el plătesc? Nu e rezervat, nu. Acolo la tot zbloul, la tot... Da, e parcare publică, accesibil da, oricui. Da. Și odată, în 25 august 2018, m-au călășit. Cine? El. Oho, procurorul? Procurorul. Cum? Cu mâna, așa, cu piciorul? Cu piciorul. Dar și de la ce v-ați luat? Că eu ușit mâțele. Aha. Cineva i-a povestit că eu ușit mâțele. Și el s-a răzbunat. Pentru mâț te-a bătut pe mata. Da. Te-ai plâns la poliție? M-am plâns la poliție și folos. M-am amendat pe mine, dar nu pe dânsul. Adică au spus așa că... Mi-a pus amendă 150 de lei, dar lui 1500. Dar eu știu, poate eu vă arăt în buzunar, că eu nu am văzut documentul. Dar ți-o scris că adică l-o pedepsit și pe el, da? Nu mi-o scris, dar mi-o spus. Am înțeles. Și mă tăi plătit amendă. Și eu am plătit amendă, da. Dar nu puteai să o contești, n-ai vrut să mergi în judecată, să demonstrezi că nu ești vinovat. Nu știi cum. Am înțeles. Și nici el nu știe dacă a plătit amenda sau a contestat. Nu știu. Ok. Încă una, a doilea, cu câinii m-a atacat. Are câini. Are și motani și câini. Sau nu ea lui erau motani? Motanii îi hrănesc. Sunt pe stradă, dar ei îi hrănesc. Îi hrănesc și le-au adus căsuțe, da. Da. Ei, au grijă asta, de animale, asta, bravo. Asta e bravă. Bine, asta e bravă. Da. Dar eu nu știu din ce resurse să iau asta. Conserve de este scumpi. Economisesc, asta, nu asta. Dau la copchel și da, dau la motani. Dar să aib 20.000 de lei, leafa, fiecare. Probabil îți bine plătiți. N-ar putea așa. Eu am emoția. Bun, dar de ce ești mă supărat pe ei? Că te-au bătut atunci sau ai mai avut alte incidente? M-au bătut atunci și pe mulți care pun mașinile, ea greșează. Am înțeles. Poți să le dai și numele procurorilor? Numele nu știu, dar trăiește Vadulu Vodă 74, apartamentul. Ei, lasă, adresa nu mai da, că e ca și cum viață personală. Dar numele personal. Nu știu, pe dânsa... Sunt vecini și nu știi cum îi cheamă, dar știi că-s procurori, te-s trei. Știu că-s procurori. El dar unde, aici, la Ciocana? La Vadulu Vodscăia. Pe Vadulu Vodscăia. Nu lasă, unde-s procurori, la Ciocana? Sau eu nu știu unde, unde sunt procurori, că eu mă uit pe televizor tot timpul și pe singurul vă văd și pe ei. Păi da, și au arătat și pe ei, este atât de important? Eu nu-i văd, nu-i văd nicăieri. Doar ai auzit că sunt procurori, dar nu știe exact. Ei se laudă că sunt procurori, mine să mă pui la dubală. Au așa plan, da? Da. Dar cu ce le încurci? Că le încurci mățele așa. Amă, ta n-ai mașină, oricum nu parchezi pe locul și alții îți plâng. Sunt oameni, pe mulți îi agresează. Care tot aici de trei care sunt procurori. Tot aici trei. Mm-hmm. Scriu plângeri la poliție sau chiar? Eu am sunat la Jurnal TV și nenii au lămurit. Au zis că grămădește-vă 5-7 oameni. Mm-hmm. Scrii plângeri împotriva lui. Noi venim cu camere și se dăie. Și mai sunt oameni care se plâng? Tot se tem. Nu vreo rău. Tot se tem, înțelegeți? Au plângeri, dar să tem să scrie. Să tem să spui în cameră. Am înțeles. Și nu știu cum e procedat. Poate să venim acolo, numai eu, cu mata și cu procurorii, dar să-i prindem când sunt acasă. Facem, dar vedeți că la mine emoții. Înțeleg, da. Și eu eram cu emoții, da? Și m-am obișnuit și ne-a trecut. Eu știu, cu bananele, cu... Da, da, da. Așa era frate meu cu banane, cu poliția cu banane. A. Fratele? Da, da. Care în loc de ăsta le dădea banane și... Păi da, dar și în loc de asta, că nici bani nu trebuie să ceară, nici banane. E legal și una și alta. Fă legea. De acord. Cum te numești, ca? Ivan. Și familia? Lupan. Golban? Lupan. Lupan. Ivan Lupan. De la strada Vadulu Vodă, Ciocana.